Bună, dragii mei, bună, suflete frumoase! Haideți să facem astăzi împreună etalarea pentru luna februarie, pentru toți cei din Zodia Leu, Soare, Lună, Ascendent, Descendent în Zodia Leu. O să ne uităm la evenimentele importante, potențialele evenimente importante care vor fi în luna februarie. Haideți să vedem despre ce este vorba, ok? Bun, pentru Leu... Haideți să vedem ce avem pentru voi în această lună. Wow! Ok, foarte multe cărți, dar nu e nicio problemă, sunt numai mesaje scurte. Se pare că unii dintre voi veți avea foarte multe responsabilități în această lună, deoarece probabil că unii dintre voi aveți poziția de lider. Adică este momentul să... intrați în rol și să conduceți. Veți avea nevoie de foarte multă înțelepciune în această perioadă pentru că veți avea foarte multe proiecte de făcut sau lucruri importante, lucruri noi, lucruri care nu le-ați făcut până acum sau s-au aglomerat foarte multe lucruri pentru voi și acum dintr-o dată au apărut toate pe biroul vostru și trebuie să le rezolvați. Ok. Haideți să vedem mai departe. Cum s-ar spune? O iubire adevărată, o iubire pură. Poate că unii dintre voi sunteți un pic narcisiști, aș putea să spun. Sau începeți să vă iubiți foarte mult în această perioadă pe voi și vă gândiți numai la voi. Ca și evenimente importante, se pare că veți avea o... mare reușită în luna februarie, o mare reușită. Poate că unii dintre voi chiar avansați aici, chiar vi se propune o avansare. Treceți printr-o transformare în această lună. O transformare importantă. Hai să vedem. Ok, și momente speciale, momente deosebite alături de persoana iubită. Bun, o altă parte dintre voi veți avea parte de o împăcare. Ok, hai să mergem mai departe să vedem. Pentru luna februarie, evenimente importante. Da, se deblochează aici anumite situații, primiți o ofertă nouă. Foarte multe. Am văzut și o călătorie. Poate că unii dintre voi chiar trebuie să faceți un drum destul de lung. Steaua. Ok, vi se împlinește aici un vis. Poate că v-ați dorit această realizare de foarte mult timp și în luna februarie veți ajunge să vă atingeți, da, scopul propus. Ați muncit foarte mult. Unii dintre voi chiar ați muncit foarte mult la acest proiect, dar se pare că veți avea succes, mult, mult succes. O altă parte dintre voi treceți printr-o perioadă în care pur și simplu sau ați trecut printr-o perioadă în care lucrurile au fost foarte blocate și treceți printr-o vindecare, printr-o melancolie, o vindecare, o perioadă așa mai stagnantă. Dar cu succes. Da, veți avea parte aici de un mare succes. De un mare succes, o mare victorie. Deși nu va fi ușor. Nu va fi ușor. Ok. Ce mai aveți aici? Turnul într-o poziție inversată. Am impresia că unii dintre voi ați fost pe cale de a renunța la un anumit proiect sau ați fost pe cale de a renunța la visul vostru, la ceea ce voi v-ați propus. Dar cineva sau ceva din trecutul vostru v-a întors înapoi. V-a întors înapoi din drum și asta vă duce către un mare succes. Deși v-a fost foarte, foarte greu, ați muncit foarte mult pentru a ajunge să atingeți steaua asta pe care v-ați dorit-o aici foarte mult.
De ce spun asta? Pentru că turnul rămâne în picioare. Este ca și cum voi ați vrut să ieșiți dintr-o anumită situație. N-ați mai văzut acolo niciun fel de potențial, ați crezut că nu mai ajungeți la niciun rezultat, totul s-a terminat, gata, am pus capăt. Dar cineva din trecut sau o situație din trecutul vostru vă trage înapoi să nu rupeți legătura aia pe care, adică să nu renunțați la visul vostru, la ceea ce voi v-ați propus. Și asta o să vă ajute. Asta o să vă ajute. Sau, o altă parte dintre voi, este posibil să primiți o ofertă de lider sau să primiți o ofertă de a fi superior sau de a conduce, de șef, de primiți ceva, o ofertă. O să vi se pară extrem de greu. Extrem de greu. O să aveți impresia că nu aveți informațiile necesare sau că nu aveți cunoștințele necesare pentru a înfăptui sau pentru a conduce, a fi în poziția de lider. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Este o transformare foarte mare, dar va fi și o mare realizare pentru voi în același timp. Și unii dintre voi considerați că acel lucru este foarte greu de înfăptuit cu zecele ăsta de bâte. Este foarte greu de înfăptuit. Și atunci ce se întâmplă? Cineva din trecutul vostru vă trage de mânecă și vă spune nu, știi ceva? Hai că te ajut, hai că o să fie bine, hai că o să poți, hai că te încurajează. O să ai lângă tine pe cineva care o să te încurajeze foarte mult. Cineva care ține foarte mult la tine. Ia să mai vedem ce mai avem aici. Da, da, îți spune ia-ți o pauză, ia-ți o perioadă de gândire, dar nu renunța. Nu renunța. Poate că în unele situații chiar soțul sau soția voastră, persoană care vă este apropiată, eu văd aici un rege de cupe, dar poate fi cineva din fecioară, posibil, cu eremitul aici, sau poate fi cineva dintr-o zodie de apă, cu marcaje, taur, nu știu. Am niște cărți așa care, nu știu de ce mi-a venit să spun chestia asta, zodiile, sau cineva din vărsător mai poate fi. Bun. Și încearcă să vă oprească din a renunța. Vă încurajează, pur și simplu. Vă încurajează să mergeți mai departe. Ok, și roata norocului. Da, știe. Această persoană are foarte multă încredere în voi și știe că sunteți persoane de succes. Sau că veți avea un mare succes în această perioadă. Sau cu propunerea care vi s-a făcut. Pentru că voi aveți acolo o propunere. O ușă nouă vi s-a deschis sau vi se deschide. Ceva nou. Dar va trebui să treceți printr-o transformare. Adică va trebui să schimbați ceva. Și un pic așa, parcă vă împiedicați. Cu noul ăsta de bâte, cu zecele de bâte, vă împiedicați așa un pic. Dar cineva vă oprește din a vă împiedica și vă spune să vă luați aici o perioadă de răgaz, perioadă în care să vă gândiți foarte bine, să nu renunțați atât de ușor și că veți avea succes. Și într-adevăr veți avea succes, deși nu va fi ușor. Nu va fi ușor. Hai să vedem spre sfârșitul lunii ce veți face. Șasele de bâte, da, vedeți? Într-adevăr veți avea succes mare. Veți reuși. Pajul de cupe, ok. Soarele, foarte frumos. Asul de monede, soarele. Deci un succes, într-adevăr. Creștere financiară pentru unii dintre voi, un nou job, un nou... Începeți ceva nou. Vi se face o propunere nouă aici. Da. Ok. Să vi se pară greu, într-adevăr, și că lucrurile merg foarte încet. Da, știți cum va fi aici? Și doiul de bâte la capăt. Ok, știți cum va fi aici toată ideea asta? Este ceva de genul, o să vi se ofere un nou post, probabil, sau o nouă oportunitate. Problema este că nu vor fi ca și, cum să zic eu, este ca și cum tu ai un job acum, da? Tu lucrezi undeva, lucrezi la un proiect, și tu câștigi o anumită sumă de bani. Bun, ceea ce ți se propune, într-adevăr, îți dă un alt nume, îți dă o faimă, este exact ceea ce tu ți-ai dorit, poate, dar ca și bănuți, poate că e mai puțin sau poate că nu este prea mare, adică oare se merită să mă chinui atât de mult, să iau eu toate responsabilitățile astea în cârca mea numai pentru atât, cam așa ceva vine aici.
Și aveți aici o perioadă în care o să vă gândiți, dar dacă acceptați oferta, se pare că veți avea un mare succes pe viitor. Pe viitor. Ok, hai să vedem și așa în dragoste. Asta a fost așa în general. Evenimentele voastre importante. Unii dintre voi pur și simplu sunteți pe gânduri. Sunteți pe gânduri, cum să faceți, ce să faceți. Așa, o perioadă în care pur și simplu vă gândiți ce urmează. Hai să vedem în dragoste ce vine pentru voi, cei din Zodia Leu. Unii vă vindecați aici sau treceți pur și simplu printr-o perioadă de singurătate, de stagnare, unde nimic nu se întâmplă. Optul de pentacule, sunteți foarte focusați pe locul vostru de muncă sau pe un proiect. Așa, cam ați închis ușile unui rege de bâte aici sau ați cam închis ușa în nas. Deși încă mai aveți ceva pentru acea persoană, încă mai aveți sentimente, ați blocat o persoană aici, ați blocat pe cineva. Sau nu doriți niciun fel de interacțiune. În dragoste nu mi se pare să aveți ceva extraordinar. Am de două ori șasele de cupe. Cineva din trecutul vostru, cred că ați blocat persoana asta, nu știu ce ați făcut. Ați cam închis ușa în nas. Ok, pajul de bâte. Lumea, cineva de la distanță, poate că o comunicare, o veste, cineva de la distanță încearcă să vă contacteze pe ascuns cu luna. Și zecele de săbii, cineva cu care voi ați încheiat orice fel de relație, orice fel de conexiune. Da, ați cam pus capăt. Persoana nu mai știe nimic de voi, dar își dorește să afle, își dorește să afle informații despre voi. Ok. Hierofantul și asul de pentacule. O altă parte dintre voi, poate că este posibil aici să aveți de-a face cu cineva care chiar își dorește un nou început cu voi. Cineva din trecutul vostru. Poate că o persoană cu care ați locuit împreună sau cu care ați avut chiar o relație stabilă. Cineva cu care ați fost căsătorit sau este o persoană căsătorită care își dorește aici un nou început cu voi. Sau vă propune aici sau vă aburește aici cu ceva frumos. Vă promite marea cu sarea. Hai să vedem. Să ne uităm un pic și la intențiile acestei persoane. Ce a picat invers aici? Nouăle de săbii în poziție inversată îmi spune că da, face niște promisiuni. Face niște promisiuni persoana asta, că nu o să vă mai supere, că nu o să mai facă, nu o să mai dreagă. Împărăteasa era în poziție inversată, dar am luat-o în poziție normală, e bine, da. Este ca și cum vă face complimente, persoana asta vine cu milogeala aici, cu miau-miau. Și treiul de bâte, da, vă duce dorul persoana asta. Haideți să vedem, hai să vedem care îi sunt adevăratele intenții. Hai să vedem. Persoana asta din trecutul vostru, ce intenții are? Mi-a ieșit Marea Preoteasă și treiul de săbii. În secret, ce secret are? Care sunt adevăratele intenții? Zecele de bâte, este foarte greu. Ok, lumea e la o distanță de voi, posibil, cu lumea, sau poate că voi ați încheiat legătura asta și nu îi convine. Cavalerul de Pentacule sau poate că acum că v-a pierdut și după ce i-ați închis ușile astea în față, persoana asta simte că nu își găsește liniștea, că este foarte greu fără voi, că se mișcă foarte încet fără voi, că voi erați universul lor, că erați lumea lor. Hai să văd. Da. Pajul de cupe, cineva vine aici cu niște scuze, cu un nou început în dragoste, vrea să înceapă o nouă legătură cu voi. Și care sunt adevăratele intenții? Șaptele de bâte se apără sau... Da, se apără. Magicianul își face aici o strategie și vrea să manifeste acest nou început cu voi. Își pune toate calitățile în față. Cinciul de cupe, cineva care vă regretă foarte mult, doiul de spade și judecata, își dorește o împăcare cu voi. Aveți pe cineva care, din trecut, care chiar își dorește o împăcare cu voi. Și doiul de spade. Un blocaj, voi blocați persoana asta sau ceva în genul ăsta.
Da, voi blocați persoana asta. Ok. Și nouăle de cupe, o dorință împlinită. Voi sunteți dorința lor. Turnul invers și pajul de bâte. Da, își dorește să repare ce a stricat. Nu știu cine a stricat, ce a stricat cu voi. S-a stricat ceva în trecut. E, persoana asta își dorește să revină. Bun, hai să vedem și în carieră ce avem. Deși prima etalare cam acolo mi-a ieșit, prima variantă cam acolo s-a dus. Hai să vedem ce avem în carieră. Sau bănuți. Opa, opa, opa. Am văzut un geamăn. Ok. Regina de cupe. Da, iarăși au ieșit îndrăgostiții. Și patru de săbii. Cred că vă o să vi se facă milă aici de cineva și o să ajutați o persoană care nu se simte prea bine sau este un pic bolnăvioară sau ceva de genul ăsta. Mai am și o altă variantă. Este posibil ca după o perioadă de stagnare să începe să vă vindecați. Aici a fost o perioadă în care voi ați fost empatici, ați iubit, ați și ușor, ușor, așa începe să vă vindecați. Unii ați fost chiar bolnăviori aici sau ceva în genul ăsta. Hai să vedem. Despre bănuți am întrebat. Îmi arată cu totul alte chestii. Nu știu de ce. Stea, o vindecare. O vindecare, o plecare dintr-un anumit loc. Poate că unii chiar plecați să vă îndepliniți un vis undeva în lume, departe. Uite, mi-apare Cartea Lumii, mai am văzut-o și mai devreme, cred că de 3 ori mi-a apărut Cartea Lumii. Probabil că unii dintre voi chiar plecați să lucrați undeva, în altă parte, sau vă schimbați jobul, sau poate că plecați în străinătate, sau ceva de genul ăsta. Nu știu, aveți aici un vis pe care voi vreți să vi-l împliniți. Da, vreți independența asta pe care o aveți aici, independența asta financiară. Haideți să mai vedem. Da, vreți să ajungeți departe, să creșteți. Ok, și ce am aici? Pajul de pentacule în poziție inversată. Ia clarificăm pajul ăsta. De ce e în poziție inversată? Voi vă doriți să schimbați anumite lucruri, să scăpați de o situație, dar unii dintre voi chiar aveți probleme financiare destul de grave, destul de mari. Și vă doriți un succes, vă doriți un succes în altă parte sau să scăpați de această situație în care vă aflați. Și hai să vedem ce se întâmplă. O, nouăle de, iarăși nouăle de bâte, zecele de bâte. Va fi foarte greu. Va fi foarte greu acest început. Da, cred că nu e perioada cea mai bună să faceți această schimbare, da. Da, nu faceți această schimbare. Ia uitați-vă, ambele cărți mi-au ieșit în poziție inversată. Deci și asul de pentacule și pajul de pentacule. Deci nu este momentul potrivit. Nu este momentul potrivit în luna februarie să faceți această schimbare. Aici mi-arată că vreți să părăsiți un loc de muncă unde nu sunteți satisfăcuți de nicio culoare de situația financiară de acolo. De ce? Am 5-ul ăsta de monede unde îmi spune că vreți să abandonați sau vreți să... O nemulțumire, na, 5-ul de monede nu e bun, e o carte slabă, o carte în care tu ești la limită, la limita supraviețuirii. Și vrei, îți dorești aici, îți dorești, chiar ai un ideal cu steaua aici, chiar îți dorești să începi ceva nou, îți dorești să începi ceva frumos. Dar cărțile îmi arată că nu e bine. De ce? Am clarificat pajul ăsta de pentacule și uite că mi-a dat și asul de pentacule tot în poziție inversată. Da, cred că perioada asta nu e chiar favorabilă pentru a începe ceva nou. Trebuie să mai aveți un pic de răbdare, poate se deschid anumite lucruri în martie. Sau cel puțin luna februarie nu e bună pentru planul ăsta pe care vi l-ați făcut voi aici. Ok, drăguții mei, cam atât am avut pentru voi. Ce pot să spun? Da, luna februarie un pic cam... Pentru unii, într-adevăr, treceți printr-o transformare destul de mare și aveți aici un eveniment foarte frumos. Primiți, sau poate că de aceea am văzut acolo leadership
Și aici, că cineva din trecut încearcă să vă tragă înapoi. Poate voi vreți să părăsiți un loc de muncă, să plecați de undeva și cineva încearcă să vă tragă înapoi și să vă dea o poziție mai bună, dar nu vă promite prea mult, nu vă promite mare lucru. De ce? Că am văzut iarăși cinciul aici de monede. Adică ceva de genul, hai că te pun pe o funcție mai bună sau te pun undeva unde e mai ușor, dar bani prea mulți nu-ți dau. Adică tot așa îți dau, nu-ți dau prea mare lucru. Ceva în genul ăsta. Da, da, și 4 de... Da, cam aia e treaba. Da, faceți-vă planuri, într-adevăr, puteți să vă faceți planuri, dar nu văd să fie un succes în cazul în care vreți să mergeți undeva în lume, nu în luna februarie. Vedeți, cam cartea lumii, ca și cum voi vreți să mergeți undeva departe. Poate că unii dintre voi, într-adevăr, vreți în această perioadă să mergeți în străinătate, ați primit acolo, nu știu, o ofertă sau ceva. Luna februarie nu pare chiar bună pentru asta, pentru un nou început. Da. Bun, dragii mei, vă pup, vă îmbrățișez numai bine, pupici, sper că nu v-am supărat. Mulți, mulți pupici. Ciao!